Salut bă șacalilor, ce faceți? V-am zis pe Instagram să-mi lăsați cele mai proaste replici de agățat, pentru că astăzi o să agăț fete pe Tinder cu replici super proaste, pentru că trebuie să-mi agravez situația în care sunt cu fetele deja, e normal. În timp ce eu îmi distrug viața și probabil o să mor singur, vreau să activați clopoțelul, dar nu așa, ci așa frumos cu de-astea, pentru că, după cum vedeți, YouTube nu trimite notificări și statisticile se duc în jos și nu primiți videoclipul și n-am zis în viața mea asta, dar să vă abonați bulanjilor, pentru că peste 50% din persoane care mi urmăresc videoclipurile nu sunt abonate. Adică vreau să spună că aveam undeva la 1.400.000 de abonați. Destul cu porcăriile, să trecem la treabă. Ești cumva din Rusia? Cause I want to put in. N-a răspuns. Normal că n-a răspuns rusaica. Pot să te pup pe frunte? N-a răspuns. Oare de ce n-a răspuns? Poate nu-i place să fie pupată pe frunte. Poate de aia n-a răspuns. Ei bine, Felicia, să știi că nici nu vreau să te pup pe frunte. A fost așa o glumă de agățat. Nici pe obraz măcar nu vreau să te pup. Iar Ina mi-a zis bună. Iar eu i-am zis, tu ești bună. Iar ea a râs. Haide să ne pupăm până la adânci, bătrâneți. N-a mai răspuns. De ce Dumnezeu nu mai răspund fetele? După o simplă glumă. Ce, nu le place? Ești cumva din Asia? Că aseară te-am visat. Yes! Ha, 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 nu! Dar sunt din Iași. Și eu sunt din Iași. Wow! Uți să-mi dai mesaj pe Insta, că ce aici nu prea intru. Amers, boys! Amers! Prima, amers! Sunt dovada vie că merge să agăți o fată cu o glumă foarte, foarte proastă. Așa că, băieți, uitați cum se face. Puteți să o folosiți pe asta cu Asia. Am scris-o eu, am inventat-o eu. N-am făcut research să văd dacă mai există, dar am scris-o eu. Cristina, ești cumva un fruct? Că pară mi se că te-aș mânca în fiecare zi. Doamne scuze, am uitat să răspund. Ha 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 ha. La naiba. Au uitat să răspundă. Dar totuși mi-a răspuns. Văd că începe să-ți pară rău. Ați înțeles? Văd că începe să-ți pară rău. Pară mi se. I-am dat-o cu fructe. Dar bineînțeles că nici Cristina n-a mai răspuns. Mama, dacă vezi clipul ăsta, și sigur îl vezi că știu că te uiți la toate clipurile mele, de-aia n-am prietene, mamă. De-aia n-am prieteni, mamă, de-aia n-am prieteni. Ia uite ce am zis lui Florentina, adică Florentinei. Decât să ne opunem, mai bine ne opunem. Eu am scris-o pe asta, e bună. Ea mi-a răspuns, what the fuck. Iar eu i-am zis, scuze, m-am emoționat. Florentina, Mihaela, ești cumva Midamaru din Regele Șaman? Că aș vrea să facem unirea. Amidamaru, unirea. N-am mai răspuns. Nu înțeleg de ce. Probabil nu s-a uitat la Regele Șaman când era mică. Andrada, joci cumva Minecraft? Că aș vrea să-ți arăt sabia mea din diamant enșantată. Și n-a răspuns. Nu știu de ce, nu înțeleg de ce nu răspund fetele astea. Ilinca! Randafirii sunt roșii, tot stau și mă gândesc cum tu ai stat goală în patul meu, iar eu să te iubesc. Și știi ce? N-a răspuns. N-a răspuns, că nu înțeleg cum n-a răspuns. De ce n-ai răspuns? De ce? Dilingu! De ce n-ai răspuns? Că nu ți-a plăcut gluma, a? La naiba, Ilinca. Și puteam fi prieteni. Of, mamă, îmi pare rău pentru ce vezi. De asta am luat-o de la voi. Ești cumva minge de bowling? Că aș băga 3 degete în tine. Aveam pretenții de la tine să vii cu o replică mai bună. La naiba! Mi-a dat-o. Cred că am intimidat-o, s-a simțit puțin intimidată. A fost o glumă ușor barbară, puțin așa, ușor, cu o tentă de țărănit. Torana, cred că am pus adresa greșită pe Waze, că nu știu cum să ajung în pantalonii tăi. Nu știu de ce n-a răspuns. Nu-i place golful meu, că-i alb, că-i șase, nu știu. Andreea, ești cumva mapa din PUBG? Că aș vrea să mă parașutez în tine. Nu. Vrei să jucăm PUBG multiplayer și să ne parașutăm împreună? Și n-a mai răspuns. Poate nu-i cu jocurile, poate joacă celălalt joc. Poate joacă Free Fire și nu-i place PUBG-ul, că sunt două categorii de oameni, Free Fire, PUBG. Cine știe? Și cu Andreea chiar voiam să mă însor. Simțeam că e pe vibe-ul meu cu acel nu. Nici măcar nu era cu, știi? Cu literă mare la început, un nu de la mic. Bă, cum îmi place mie, știi? Adriana, ești cumva oglindă? Că mă văd în tine. Ha 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 ha. Asta înseamnă că i-a plăcut? I-a plăcut! Dacă ai râs din politețe, nu mai vreau să mă văd în tine, Adriana. Poate a râs așa din politețe, poate nu i-a plăcut asta. Alexandra, ce nume frumos, are nebunie cu coronavirusul ăsta. Din nefericire, mi-am pierdut masca și mă gândesc că poate stai tu pe fața mea.
Și n-a răspuns. Poate nu știe ce e coronavirus. Poate are coronavirus. Cine știe? S-a ofensat? Nu știu. Vă zic eu de acum că Alexandrele se lasă greu. O să-i mai trimit un mesaj. Nu par prea ok. Cred că sunt bolnav după tine. Și n-a mai răspuns. N-a răspuns. Vezi, mamă, n-a răspuns. Nu înțeleg. Când zice mama că Lucian, tu trebuie să dai mesaj la fete. Trebuie să fii bărbat. Uite, eu dau mesaj și fetele nimic. Când cumva a luat, că mă frământă faptul că nu suntem încă împreună. Și știi ce a zis Beatriz? N-o să ghiciți. Nimic. N-a zis nimic. Iana, poți să fiu o Mickey Mouse și tu Doodles, că vreau să te chem la mine. N-a răspuns, bineînțeles. Oana, wanna be my girlfriend? Cea mai bună votată. Cea mai bună. Și știi ce? N-a răspuns. N-a răspuns, bineînțeles că n-a răspuns Oana, că no one my Oana, n-a. Ada, ești cumva o pagină web care vrea să mă link cu tine? N-a răspuns. Maria, bună, ești cumva sportivă că alergi zilnic prin mintea mea? Și a răspuns, probabil de asta sunt așa obosită. Eu zic să te odihnești, că o să te obosești și mai tare. Și n-am mai răspuns. Gata! Nu mai e niciun mesaj. Cam asta a fost. N-am rezolvat nimic. Ideea e că am reușit cu una, da? Una! Nu zero, una! A funcționat. Chiar a mers aia cu așa. Vă dau voi să folosiți. Dacă vreți să facem și partea a doua în care eu o să mor de două ori singur, nu uitați să lăsați un like, să facem cât mai multe. Zic acum la final că poate unii mă consideră un barbar, un țăran, o înjură pe mama. Cu ce creștere ai dat lui ăsta? O să fie dobitor. Nu, am glumit. Astea glumele sunt strict pentru amuzament. Sau poate așa știu să glumesc, ca un țăran că din Bacău. Ne vedem cu partea a doua, nu uitați de un follow pe Instagram. Cine știe, poate pe la partea a 10-a chiar o să-mi fac o prietenă. Dacă o să-mi fac o prietenă pe Tinder cu o glumă de asta, păi aia e aleasă. O să fie aleasă, o să mă căsătoresc, o să... Mamă, ce tare o să... Lăsați-mi un comentariu cu glume proaste să le mai notez. Ne vedem data viitoare, nu uitați să râdeți și să fiți fericiți. Eu v-am pupat, pa, bă!